citit volumul poetei de drept cuvânt, Florentina Niță, fără să știu că, de fapt, a fost eleva liceului nostru. Am pus mâna pe volum și mi-a plăcut. Mi-a plăcut și atunci am scris câteva cuvinte. După aceea am reluat volumul și am observat ceva care acum mi s-a demonstrat, o structură perfectă a volumului, cele trei părți. Și am spus, numai un absolvent al Politehnicii, mai ales că aveam și o familie, așa, care n-a urmat calea gazetărească sau literele, poate să-și organizeze cu atâta rigurozitate creația sa. Lirismul, totuși, a rămas ca omului de artă. L-a depășit pe cel al omului de știință. Doamna Florentina are o sensibilitate rar întâlnită, o bogăție sufletească, ba mai mult decât atât. Are puterea să transmită într-o liniște, am putea să spun, într-o așteptare, într-o modalitate rar întâlnită în poezie. În poezie vor răspând durerea într-un mod cert și o comunii celorlalți, ori decepția, ori împlinirea, nu? În poezia doamnei Niță totul este așteptare. Readucerea unor momente se face, dar poeta surprinde tocmai prin puterea de a gândi că nimic nu poate să treacă dincolo de clipa memoriei, așa cum e tirat deoparte, că există o chemare a timpului. Această chemare a timpului a venit acum, pentru că doamna Niță Florentina ne-a dăruit nouă rămășcanilor, deci un volum de poezii. Este o chemare a timpului. A scris, n-a publicat, a trăit, a simțit, a adunat. Și toate acestea se găsesc în poezia lumei. La fel ca și dragostea. Citeam acum cu câteva zile în urmă, Șoapte în noapte, a Ștefaniei Verisar Teodorean. Poemele sale lirice demonstrau tot așa trăiri, într-o altă ipostază. Ele au fost scrise după moartea lui Ionel Teodorean. Și Ana Rusu, cea care a scris o postfață la volum, termina cu cuvintele lui Ionel Saduganu: fericită durere. Trecând la doamna Niță Florentina, eu aș spune următorul lucru: fericită familie, fericită așteptare care a adus împlinirea. Pentru că sensibilitatea, vă spun, este la fel de profundă ca și a doamnei Ștefania Verisar Teodoreanu și a altor poete mai puțin cunoscute, de ce am oprit aici. Mai puțin cunoscute, pentru că poezia noastră românească, sigur, încorporează foarte multe nume din literatura contemporană, din literatura clasică, dar sunt mulți poeți care au scris pentru că au vrut, pentru că au trăit și numele lor au trecut în neuitare. Aceasta este marea arta unui om care scrie, să dăruiască. Și doamna Florentina Niță a dăruit. Referindu-mă la poezia pe care a creat-o, întâlnim o mulțime de teme și motive în poezia dumneavoastră. De la natură
la iubire, la filozofie, la meditație, la supravieție, la motivul nucului, la motivul albului, albul pur, curat, așa cum este și sufletul meu în momentul de față când a venit între noi. Dar între noi totodată și niște metafore excepționale. Deși partea a treia se numește povara Sfântului, eu mă opresc puțin asupra acestei părți a treia, pentru că prima poezie se mă întoarce. Doamna Niță Florentina s-a întors. S-a întors aici, dacă mă vedeți la Blaga, vedeți? Nu putem să mă reîntoarcem de unde am plecat. Nu putem să dăruim în altă parte ceea ce merită orașul, cara, locul în care am învățat, în care am născut, în care am iubit, în care am cântat, așa ca doamna Florentina. Deci, povara sângelui, metafora aceasta, este excepțională. Nu se poate. O purtăm cu noi dacă plecăm. Și acest lucru s-a întâmplat cu atâția mari pictori, muzicieni, care au creat în străinătate și au purtat această povară a Sfântului și au venit unii. Asta au dăluit ca atare mai impresionat, vă spun, în mod sincer, poezia doamnei Florentina. Când am plecat, are una dintre poezii. Și apoi, alături, balada întoarcerii. Foarte interesant este așezarea. Pentru că doamna Niță ne prezintă trăirile sale așa cum au venit ele. O avalanșă. Fără să spun o ordine, stai, asta e poezie de dragoste, asta e poezie de natură, le scriu așa, vulpați, nu. Așa l-a trăit, așa l-a scris. În balada întoarcerii, poate n-am dreptate, poate am, eu vorbesc de pe poziția profesorului de română, din punct de vedere al versificației, din punct de vedere al curentului la care, să spunem, creatoarea a fost receptivă, socotesc că am luat ceva din Ion Barbu în maniera folclorică, dar cu alte sensuri. La el, bine, era balanică, altceva, orientală, poezia lui Barbu, da? Dar maniera este aceeași și pentru a ilustra, pot să citesc câteva versuri. Aș bea un vin din cupă plin să-mi afla dâncul meu de gând, la nucul umbrei despre care v-am vorbit motiv, să mă arăt cu cel ce vine în dărăt. E clar, Barbu care știe să-și aleagă cuvintele, cel mai reprezentativ pentru starea de spirit a poetului. Hai, dă-mi aripi să mă cobor din valea ceții mai ușor, să învăț să fiu cel mai târziu și ca murit să nu mai știu. Mă încaleci calul emoinar cu coama strecurată în var, piciorul împinte l-a mușcat și drumul iarăși a plecat. Și alte poezii, nu o să insist numai asupra acestea, au acest element folcloric, transformat în esențe. Aici este tocmai meritul și originalitatea poetei. Transformă metafora uneori, ideea, în esență, ne comunică acea totalitate, să spunem, a
sentimentelor, a simțirilor, a trăierilor, într-o imagine scurtă, comunicativă. Să știți, la, în poezia doamnei Nițe, nu există nimic declarativ. Nimic declarativ. Totul este trăit, totul este spus cu sinceritate, care uneori te uimește. E atât de comunicativă, e atât de caldă, cum numai la mari poeți să întâlnim această, să spunem, putere de a transmite celorlalți tot ceea ce are mai bun în sufletul său poetul. Iată poezia când am plecat, o altă factură, dar care este așezată lângă balada întoarcerii. Sortită, lumea este mereu să înlocuiască cu alte obiceiuri uitate de deprindere. Să fie această clipă o rostire mai firească, de nuri apasă trupul cu dor de sinucide, suișurile lumii ne îndepărtează totul. Când am plecat în urmă, nici numele rămâne. Ne transportăm prezentul în amintiri, trecutul bătrân și orb la coasă ne plânge ca un câine. Să ne împăcăm cu noi de la început și acum. Dar undeva, pe drum, busola e pierdută, dar scrumul stins al vremii pe pagini de album întinde aripa neagră o lebădă tăcută. De aici, din această poezie, am văzut că eu, așa, că poeta mereu a fost cea care a meditat asupra timpului. Timpul care a chemat-o. Timpul care i-a dat iubirea. Și rugând aici, eu îi spun, domnul ministru, că ești fericit. Așa o să o ținem.